Adrian Chiran i-a adresat primarului municipiului astăzi o interpelare într-o conferință de presă desfășurată la sediul PNL Giurgiu. El a cerut tratament egal din partea primăriei pentru toate liceele din Giurgiu. Cei de la Liceul Teoretic Tudor Vianu au făcut o adresă către primărie să facă balul bobocilor la Ateneu. O adresă simplă, apolitică. Domnul primar a refuzat-o, spunând că astfel de manifestații nu se fac la Ateneu și că este doar pentru muzică. Ok. Dar celor de la Maierescu, de ce le-au acceptat-o? Cei de la Maierescu, de ce au făcut an la rând acolo diverse manifestații? De ce s-au refuzat multe alte cereri pe motiv că nu sunt oameni? Și cei de la Liga Elevilor Socialdemocrați, când au avut alegeri, au fost nici 10 persoane în acea sală? Vreau doar să-l întreb pe dânsul de ce face diferențe în astfel de cazuri. Adrian Chiran a mai anunțat astăzi că membrii Clubului Elevilor Liberale au demarat o acțiune de protest în mediul online. Prin această acțiune, ei cer guvernului să aloce educație cel puțin 6% din produsul intern brut.